Bine v-am regăsit! Până la urmă a apărut și documentul oficial asumat de inițiatorii săi, care conține modificările codului fiscal, care se vor a combate evaziunea fiscală și a face o reformă administrativă. Din păcate, documentul nu rezolvă niciuna dintre cele două probleme. Combaterea evaziunii fiscale presupune colectarea impozitelor și taxelor din zonele gri și reducerea cât mai aproape posibil de zero a economiei la negru, lucruri nerealizate de 30 de ani. Fie că nu s-a putut, fie că nu s-a vrut, a fost mai simplu să împovăreze aceiași contribuabili care plăteau decât să se scoată la suprafață sumele nefiscalizate. Știți cum se zice, dai cu biciul tot în calul care trage. Există totuși o mențiune în acest document care dă o șansă reală reducerii evaziunii fiscale. Din păcate, este probabil cea mai puțin dezbătută dintre toate. Mă refer la măsura din noua lege asumată de guvern, care vizează sistemul centralizat de facturare, care în mod normal ar trebui să taie multe dintre căile de evaziune în zona colectării TVA. Însă, pentru a obține rezultate pozitive, este necesară o condiție esențială: digitalizarea instituțiilor statului și, în primul rând, digitalizarea ANAF. Este prioritatea zero. Nu vorbim despre a înlocui oameni cu inteligență artificială, ci despre a deține suportul informatic care să colecteze și să gestioneze date și informații centralizate la nivel național. Un nou impozit introdus în codul fiscal se bazează tocmai pe existența acestor baze de date digitalizate. Mă refer la impozitul pe casele de valoare mare. Conform legiuitorului, valoarea mare a casei este cea care depășește 2,5 milioane de lei, echivalentul la 500.000 de euro. Așadar, ce ar trebui să facă toate părțile implicate în acest nou impozit, respectiv ANAF, contribuabil și autorități locale? Autoritățile locale ar trebui să se asigure că toți contribuabilii își cunosc valoarea impozabilă a fiecărei clădiri pe care o dețin. Nu valoarea de piață, ci acea valoare luată în calcul de primării în stabilirea impozitelor datorate pe clădiri. Aceste valori impozabile se găsesc în arhivele primăriilor sub diferite forme. Dumneavoastră cunoașteți pe cea a casei pe care o aveți? Cel mai probabil nu, pentru că până acum nu a fost o informație de interes. În deciziile de impunere primite de la autoritățile locale, pentru clădirile rezidențiale, unele primării au consemnat valorile impozabile, iar altele nu. Prin urmare, primul pas este ca această informație să ajungă la fiecare proprietar pentru fiecare clădire deținută. Aceleași informații ar trebui să ajungă și la ANAF, care este beneficiarul acestui nou impozit. Contribuabilii trebuie să verifice dacă valoarea comunicată de primărie pentru fiecare dintre clădirile deținute este mai mare de 2,5 milioane de lei. Mă refer la clădiri rezidențiale. Nu valoarea cumulată a clădirilor, ci valoarea individuală a fiecarei clădiri. Și nu valoarea de piață, ci valoarea impozabilă stabilită de primărie. În această situație, contribuabilul trebuie să declare la ANAF aceste clădiri și să plătească un impozit de 0,3% pe diferența dintre cât e valoarea impozabilă a respectivei clădiri și pragul de 2,5 milioane lei. De exemplu, la o valoare comunicată de primărie de 3 milioane de lei, impozitul de plătit până la 30 aprilie a anului în curs ar fi de circa 1.500 de lei. Va fi interesant să urmărim câți bani se vor colecta anul viitor la bugetul de stat pe baza acestui impozit. La o primă vedere este o formă fără fond sau o cochilie fără melc. Din afară poți crede că melcul e acasă. În realitate a fugit de mult. Vom urmări oricum care vor fi rezultatele reale din practică. La sfârșitul zilei, deficitul bugetar este o problemă reală, care trebuie rezolvată cât mai curând pentru sănătatea economiei noastre. Însă putem formula soluții reale doar dacă ne concentrăm pe cauze și nu pe false tratamente care încearcă să dea bine pe o hârtie. Ne oprim aici pentru astăzi. În ediția viitoare revenim cu noi teme veridice. Până atunci, ținem legătura pe pagina Adrian Vascu de pe Facebook, YouTube și din aplicațiile mobile din Google Play și Apple Store. Vă doresc multă sănătate!